Bine v-am regăsit la Super Pariuri într-o zi de duminică, de la care sperăm fotbal de calitate și de la care sperăm, de ce nu, inspirație în pariuri. Am decis și astăzi să variem puțin lucrurile. Ieri am vorbit despre un singur meci, cel dintre Real Madrid și Valencia. Astăzi am ales trei partide foarte interesante toate. Ne ducem în trei campionate importante. Am lăsat deoparte campionatul Germaniei, care are niște semne de întrebare. Ne ducem spre meciuri care în principiu se vor disputa în campionatul Franței, în campionatul Italiei și în campionatul Spaniei. Anglia nu joacă în Premier League astăzi, se joacă în weekendul ăsta, de fapt, se joacă meciuri din Cupa Angliei. Bun, cele trei meciuri le abordăm cumva în ordine cronologică, în ordinea orei de start. Avem însă șansa că ele se joacă cumva la aceeași oră târziu. Începem cu meciul din Franța, Olympique Lyon PSG, un mic clasic al fotbalului francez. Nu e de clasic, dar e un mic clasic, pentru că cumva sunt forțele dominante ale fotbalului francez din ultimii aproape 20 de ani, pentru că înainte să fie PSG la putere, a fost dictatura celor de la Olympique Lyon. Se joacă la Lyon și, din ce vedem, evident, PSG este favorită, cu toate problemele sale. Probleme care sunt acum recurente și pot apărea și se pot modifica de la oră la oră, aproape. În momentul în care înregistrăm noi aceste idei, știm că Messi nu mai are COVID, dar nu știm ce știe Pochettino despre situația lui sportivă, despre forma lui sportivă. Totuși vine și după vacanță și după o perioadă de carantină. Messi nu mai are COVID, în schimb au COVID, au apărut pe lista pozitivilor Draxler și Angel Di Maria. Doar că lista asta a jucătorilor pozitiv, încă o dată spun, poate varia de la oră la oră. Sunt probleme și dincolo. La cei de la Lyon sunt probleme în general, la cei de la Lyon în acest sezon. N-a fost bucata asta de sezon, jumătatea asta de sezon, n-a fost ceea ce așteptau suporterii lui Lyon și președintele Jean-Michel Aulas. Bun, abordăm astăzi trei meciuri, așa cum spuneam, vă oferim o cotă la fiecare partidă, iar la final propunem un super bilet cu super pariuri și cu o super cotă. O să vedeți la momentul respectiv. Vedem așadar, PSG este clar favorită, deloc rea însă cota pe victoria celor de la PSG. Putem să ne ducem în zona asta. Victorie simplă, PSG, cota este foarte bună. Mai există varianta unui X2 de siguranță, X2 cu 2-5 goluri, pentru că în principiu se vor da goluri. Și aici avem o cotă foarte bună. Noi ne ducem însă spre altceva, ne ducem spre marcator. Am uitat să spun rezultatul din tur, în măsura în care contează. A fost 1-0 pentru Lyon, a câștigat PSG pe final, a întors, a câștigat pe final cu mult scandal. Poate vă duceți aminte, acel penalti scos de Neymar. În schimb, Lyon nu stă foarte bine, spuneam, în clasament, n-a mai câștigat de mult, de prin noiembrie. Bun. Pariul nostru nu e neapărat pe PSG, care ar putea să aibă dificultăți, fiindcă a tot avut, mai ales că se joacă pe terenul unei rivale, să spunem așa. Pariul nostru este pe marcator. Și aici, de câte ori am pariat pe Kylian Mbappé, n-am dat greș. El și-a făcut rodajul, așa a început, și-a făcut încălzirea și în cupă. Meciurile de cupă, ca și în Anglia, ca și în Spania, nu prea pot fi luate în considerare, ținând cont de nivelul adversarilor, dar încălzirea și-a făcut-o. Ceea ce vedem noi aici e și confirmarea a ceea ce spuneam. Sunt golurile marcate de Kylian Mbappé în ultimele 10 partide, 9 goluri în ultimele 4 meciuri. Bun. Cele 3 meciuri cu echipe de... De fapt, ultimele 5, pardon, meciuri cu echipe de ligi inferioare, dar asta nu contează foarte tare. Senzația este că tot Kylian Mbappé rămâne baza. Rămâne omul pe care se bazează Parisul, în ciuda transferurilor făcute de mult cu Neymar, acum cu Lionel Messi. Așa că mergem și noi pe ideea asta că va da gol Kylian Mbappé și descoperim o cotă identică, 1.90,
cu cea a victoriei Parisului. Aici sigur există acel amendament pe care l-am mai spus. Cota este la momentul în care înregistrăm noi. S-ar putea ca la ora la care puneți, aplicați acest pariu, cota să fie un pic modificată, dar nu semnificativ. 1.90 așadar, noi mergem pe gol Kylian Mbappé. Va mai oferi două variante, victorie PSG sau X2 cu 2-5 goluri. Noi rămânem însă pe victoria, pe golul ăsta marcat de Kylian Mbappé pe cotă 1.90. Și ne ducem de la Lyon, ne ducem spre Milano și ajungem destul de repede pentru meciul dintre Inter și Lazio. Meci care se va disputa. A fost etapa inaugurală pe anul ăsta, pe 2022, plină de meciuri amânate, plină de probleme, plină de cazuri pozitive. Liga Profesionistă din Italia a decis că toate meciurile vor trebui să se joace în măsura în care există 13 jucători, dintre care un portar. La fiecare echipă, meciurile se vor juca, inclusiv dacă jucătorii ăștia sunt de la Primavera. Jucători născuți după anul 2003. Deci aici avem această siguranță. Inter n-a jucat în această etapă. S-a dus la Bologna, a ieșit pe teren, dar n-a putut să joace meciul din cauza celor de la Bologna. Lazio a jucat, a făcut 3-3 cu Empoli, un rezultat care ne-a dat nouă peste cap, cumva, pronosticurile pe care le făcusem pentru această etapă. Ne așteptăm aici la un meci spectaculos. Vedem și cota Inter, e lider în clasament, e campioană, e într-o formă bună, lotul e peste cel al lui Lazio. Este logic ca Inter să fie favorita aici, însă mai există și aici variante. Există varianta GG-ului. De exemplu, pentru că Lazio e o echipă suficient de spectaculoasă, pentru că așa e antrenorul Maurizio Sarri. Vedem aici, ceea ce vedem este super forma celor de la Inter, de care vorbeam mai devreme. Am pornit de la meciul tur cu Lazio și observăm aici doar două rezultate de egalitate. Iar cele două rezultate de egalitate sunt 1-1 cu Juve, 1-1 cu Milan. Adică două rezultate care nu pot fi considerate nicicum negative. Apoi sunt cele 9 victorii pe care Interul le-a prins în această perioadă. E, și pe victoria Interului mergem și noi. Ne ducem spre victoria Interului pe cotă 1.47. Dacă vi se pare un pic cam mică, puteți adăuga aici victoria Interului și anumite goluri. 2+2 goluri, 2-5 goluri și așa mai departe. Cum vi se pare că... cum simțiți la momentul în care puneți acel pariu și vă construiți acel bilet? Noi rămânem însă pe acest 1.47 victorie sigură Inter. Al treilea meci pe care vi-l propunem pentru această zi e unul de Champions League. Unul de primăvara Champions League din campionatul Spaniei, din La Liga, Villarreal Atletico Madrid. Ambele echipe sunt în optimile UEFA Champions League și vor avea meciurile lor acolo. Mai avem până la luna februarie, când ne vom reîntâlni cu UEFA Champions League. Asta e un meci special pentru că e un meci care a fost inclus în categoria Super Prono. E un concurs foarte popular aici la noi. Sunt premii totale de 500.000 de lei, 5 întrebări la fiecare meci, care vă pot umple de bani la o adică, pentru că întrebările nu sunt cine știe ce complicate. E o rundă aniversară și de aici și premiile foarte mari. Bun, dincolo de asta, hai să vedem strict legat de această partidă. Foarte echilibrată. Un pic favorită este Atletico Madrid prin prisma statutului său de campioană și poate prin imaginea ceva mai bună pe care a dat-o în aceste prime două meciuri de campionat, jucate amândouă pe stadionul propriu, chiar dacă meciul de cupă a fost considerat în deplasare, s-a jucat tot pe Metropolitano. Villarreal a jucat bine în campionat, prost în cupă, de unde a și fost eliminată, dar... În fine, obiectivul celor de la Villarreal pare a fi
o reclasare în UEFA Champions League. În tur a fost 2-2. Vă amintiți autogolul ăla cu care gafele, de fapt, care au ajutat pe cei de la Atletico să iau un punct din acea partidă de pe Metropolitano. Statistic vorbind, un detaliu interesant, Unai Emery nu l-a bătut niciodată pe Cholo Simeone. Să-l mă dau puțin așa ca să-l și vedeți pe Cholo, să nu se supere pe noi. Nu l-a bătut niciodată Unai Emery pe Cholo. De 15 ori au fost ei adversari. Da, sigur, statisticile astea înseamnă ele cât înseamnă. Ceea ce vedem noi pe ecran și este ideea pe care o să o și avem pentru acest meci, sunt golurile marcate de Atletico Madrid în ultimele 10 meciuri din campionat. Au fost două excepții pe care le și vedeți aici. Meciul cu Osasuna e una dintre ele și, în fine, meciul cu Valencia. În rest, toate aceste 10 partide au intrat în marja de 2-5 goluri, pe care cred că o putem aborda și noi, pentru că și la Villarreal, dacă ne uităm, și noi am făcut-o, Villarreal în această bucată de timp a depășit doar de 2 ori cele 5 goluri, marja asta de 5 goluri marcate într-o partidă. Mergem spre pe ideea asta așadar, pe 2-5 goluri în meci și pe cotă de 1.45. Iar pentru final, așa cum spuneam la început, vă propunem un super biret. Noi de regulă făceam, atunci când abordăm 3 meciuri sau mai multe, făceam o cotă de final. Astăzi ne-am gândit să schimbăm și să încercăm altceva, să vă propunem o super cotă. Nu e o super cotă, e o super, super cotă, pentru că facem un super bilet din super pariul. Totul e super aici la super pariul și la super bet, după cum vedeți. Am abordat aceste 3 meciuri despre care am discutat și cumva ne legăm și de argumentele pe care le-am adus. Hai să vedem. Primul meci așadar, cel dintre Olympique Lyon și PSG. Avem gol marcat de Kylian Mbappé, PSG victorie și dăm un pic de credit și celor de la Olympique Lyon că vor marca. Ambele marchează așadar. Cota e foarte bună, 4.75 pentru acest prim super pariu. Al doilea meci, cel dintre Inter și Lazio, am găsit o cotă 5, nicio repriză nu se termină la egalitate, cele mai multe goluri marcate în repriza a doua, cotă 5 așadar pentru acest super pariu de aici. Iar la meciul dintre Villarreal și Atletico Madrid, peste 2.5 goluri și peste 10.5 cornere în meci. Și acum vine, wow, super cota, 142.5. Asta e o cotă excelentă, excepțională, super pentru început de an și nu e ceva imposibil dacă vă uitați foarte bine pe aceste super pariuri pe care noi vi le-am propus. Așadar, 142.5, o super cotă pentru această zi de duminică. O super cotă cu care și încheiem ediția de astăzi din super pariuri. Să aveți o săptămână excepțională. Ne revedem curând. Toate cele bune!